da? Toată lumea este prezentă. Înainte de a da proiectul ordinului, dacă ați scris proiectul verbal și spune la voce, cine este de acord pentru procesul verbal. Da, nu am făcut de acord. Ordinele. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venit și cheltuielilor comunei Ungureni până în 1 iulie 2023. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 2024. Proiect de hotărâre privind aderarea și participarea comunei Ungureni de Bacău la parteneriatul constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Colin Lipsuri. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării și tehnoredactării strategiei locale cu privire la dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a salubrizării și gestionării deșeurilor. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de prima înscriere în evidențe de cadastru și carte funciară a unor suprafețe de teren identificate și actualizarea lor în urma măsurătorilor cadastrale sistematice teritoriului administrativ al Comunei Ungureni de Bacău. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de acces teren proprietate publică a Comunei Ungureni de Bacău pentru amplasarea unor instalate electrice pentru lucrarea extindere de rețea electrică către alimentare cu energie electrică SPAU, localitatea Ungureni, Comuna Ungureni de Bacău. Astea sunt proiectele la ordine de zi. Spune la vot dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Mai am două proiecte suplimentare. 1. Proiect privind aprobarea de către Comuna Ungureni și Bacău a documentației de realizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economice actualizate și a devizului general al obiectului de investiții însoțită de anexele A21 și A22C la normele metodologice pentru investiția modernizarea infrastructurilor rutiere a Comunei Ungureni și județul Bacău, investiție aprobată pentru finanțare cu Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumerea reprezentării bugetului de cheltuieli finanțate de la bugetul acord pentru realizarea obiectivului, nu? 2. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către SC, compania Rompres Servicii S.A. de către oaturi de membre, parte în contractele concesionare pentru delegarea gestionării gestiunii serviciilor de colectare și transport al deșeurilor municipale din județul Bacău, numărul 6.10.2015. Cine este pentru? În unanimitate, ordinea de zi este aprobată. Trecem la primul punct. Domnșoara Alina, pardon. Bună ziua. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2023. Având în vedere prevederile legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale, prevederile articolului 129 aliniatul 1 și aliniatul 4 litera A din OUG numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, se propune aprobarea contului de execuție al bugetului venituri și cheltuieli cu următoarele rezultate. Venituri proprii, plan an 2023, 229.060, realizat 296.136,50, un procent de 1,29%. Cote defalcate din impozitul pe venit, plan 151.250, realizat 158.300,73, un procent de 1,05%. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 187.500 în plan și realizat 211.517 lei. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean în plan 186.000, realizat 209.729.
sume de defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, 539.000 și realizat 382.300. Sume defalcate din TVA pentru comuni, în plan 114.000, realizat 10.000. Subvenții de la bugetul statului pentru acordarea ajutorului de încălzire, în plan 50.000, realizat 49.808. Pe total, venituri la sfârșitul trimestrului 1, în plan 1.911.810, realizat 1.772.785.23, reprezentând un procent de 0.93%. La partea de cheltuieli. Cheltuielile de personal administrație, în plan 481.000, cheltuieli efectiv realizate 378.339. Bunuri și servicii administrație, 157.600 în plan, o cheltuială cu un procent de 0.77%. Cheltuieli de personal protecție civilă și protecție contra incendiilor, în plan 64.000, realizat 51.083. Bunuri și servicii protecție civilă, în plan 8.000, realizat 0. Bunuri și servicii învățământ primar și secundar, 99.100 prevederi bugetare, cheltuieli efective 51.305,25, un procent de 52%. Stimulente pentru copiii cu CES, în plan 17.500, realizat 0. Burse școlare 63.500, realizat 1.292. Cheltuieli de investiții sănătate, în plan 50.000, realizat 0. Cheltuieli de personal pentru asistenții personal pentru persoane cu handicap, în plan 200.000, cheltuieli efectiv 157.528. Indemnizații persoane cu handicap, 145.000, cheltuieli prevăzute, realizat 125.912. Cheltuieli de personal în domeniul asistenței sociale, 48.000 cheltuieli prevăzute în buget, 38.641 cheltuieli realizate. Cheltuieli în domeniul asistenței sociale, bunuri și servicii, 4.000 de lei, 0 cheltuială. Bunuri și servicii alimentare cu apă, 5.500 prevederi bugetare, 3.012,87 cheltuieli. Bunuri și servicii iluminat public, 100.000 cheltuieli prevederi bugetare, 90.105,40 cheltuieli efective. Bunuri și servicii în domeniul dezvoltării comunale, 47.000 prevederi bugetare, 39.560,90. Cheltuieli de investiții în domeniul dezvoltării comunale, 43.000 prevederi bugetare, 22.594 cheltuieli efective. Colectarea, tratarea și deducerea deșeurilor, 60.000 prevederi bugetare, 55.523,93 cheltuieli efectuate. Bunuri și servicii drumuri, 15.000 prevederi bugetare, 7.740 cheltuieli efective. În total, ca un procent, deci în total în plan, la partea de cheltuieli avem în buget 1.788.700 prevederi și s-au realizat cheltuieli în valoare de 1.164.296,84, un procent de 65%. Mulțumesc! Discuții sau materiale? Deșeul spătiți bine, dar nu vin băieții ăștia să ia deșeul. Deci e nici așa, seara ne pune. Mai este prima o dat telefon, e la 9, este să văd ca motorul. Și vin alți și oameni au strâns. Iar programează, nu, vă zic că la noastră din timp. Mai bine. Strâne cam des la noi. Ca frică. Așa e, și tu la timp, eu știu ceva. Așa e, și cam la plăcit. Da, dar cum se întâmplă numai la noi. Strică și tău, la noi, să-l izbezi o crapa în toate, în două. Da. Spune la văd, cine ești pentru? Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor taxelor locale pentru anul 2024. Având în vedere retragul de aprobare 2014 din 3 aprilie 2023 a primarului Comunei Universității Bacău, raportul este cel dat de 2113 din 3 aprilie 2023 a departamentului de impozite și taxe din cadrul aparatului specializat al primarului Comunei Universității Bacău. Prevederile articolului 499 din legea 227/2015 prin codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, prevederile articolului 140, articolul 154, articolul 196 și articolul 243 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019 prin codul administrativ,
precum și prevederea punctului 11, litera N, din hotărârea Guvernului numărul 1 pe 2016, actualizată pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 227 pe 2015 prin codul fiscal, în baza dispoziției articolul 129 aliniatul 1 și aliniatul 14 și articolul 139 aliniatul 3, litera A și C, și aliniatului 5 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, propune indexarea cu rata inflației de 13,8% a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale stabilite în baza unei sume în lei la nivelul Comunei Ungheni, județul Bacău, pentru anul 2024, conform anexei care face parte din prezentul proiect și vor fi incluse în HCV privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 2024, cu unul potrivit. Mulțumim. Discuții? Domnul. Având în vedere că puterea de cumpărare a cetățeanului român scade pe zi ce trece și scade de la un an la altul, inflația fiind mai mare decât eu câștigurile, sunt împotriva majorării taxelor și impozitelor. Da? Mulțumim. Eu știu că este lege, adevăr, cu rata inflației, dar e pedigrat, nu e posibil ca nu, să mai fie mărit. Nu, este lege ca până în 30 aprilie în fiecare an trebuie să indexate taxele și impozitele. Da? Cu rata inflației care este pe anul anterior, care este afișată pe site-ul Ministerului. Da, am văzut și la București odată. Da, peste tot este. Deci, pur și simplu, nu prea avem putere în chestia asta. Adică, deci sunt cazuri la stabilirea taxelor și impozitelor, sunt niște valori care sunt indexate, iar noi putem să fluctuăm între valorile respective. Avem un minim și un maxim. Mai mult de atât ce facem. Da. Da? Atât. Ați ia. Mulțumim. Până la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Doi împotrivă. Abține? Doi împotrivă. Trecem la următorul punct. Înseamnă la obiectării, privind aderarea și aspectarea din aderarea și patrola, aderarea 5 de transunții, a făcut de aderarea politică. Se apropă denumirea parteneriatului Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutobei, Asociația GAL Colinele Tutobei, parteneriatele ADR, care este susținut prin includerea teritoriului Unității Administrative Teritoriale Comuna Ungureni. Se aprobă reconfirmarea calității de membru a Comunei Ungureni, local Ungureni, la Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutobei, pentru implementarea viitoarei strategii de dezvoltare locală cu implementare prin PNS în perioada 2023-2027. Se aprobă aderarea, susținerea și participarea Comuniei Ungureni, județul Bacău, la acordul de parteneriat LIDER, care va implementa viitoarea strategie de dezvoltare locală 2023-2027, finanțată în cadrul planului strategic. Poate Comuna Ungureni nu va adera la un alt plan, la un alt parteneriat, ce va implementa o strategie de dezvoltare locală cu finanțare pe planul strategic 2023-2027. Se desemnează domnul Bibire Vasile, în calitate de primar al Comunei, pentru a face parte din adunarea generală a Asociației Club de Acțiune Locală Colinele Tutobei. Hotărârea de Consiliu Local este valabilă pentru obținerea sprijinului pregătitor pentru selecția și implementarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ungureni vor duce la îndeplinire prevederile prezente. Da? Mulțumim. Discuții? Defiind, spune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Domnul Bibirii. Nu e împotrivă. Ba da. Cred că nu l-am văzut. Domnul, aici am față, văd. Bun? Vă trece la punctul numărul 4, domnul. Având în vedere articolul 120, aliniatul 1, articolul 121, aliniatul 1 și 2 din Constituția României, articolul 7, aliniatul 2 din Codul Civil al României, adoptat prin legea numărul
207 din 2009, republicat în lucrările ulterioare, regulamentul Consiliului Comunității Europene numărul 1720 din 1999, privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Ordinul numărul 367 din 2011, privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor autorizațiilor și a modelului de licență, autorizații eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, Ordinul ANRSC numărul 110 din 2007, privind aprobarea regulamentului cadru al Serviciului de Salubrizare a Localităților, Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 34 din 2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificările și completările ulterioare, Hotărârea de Guvern numărul 621 din 2005, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare, Legea numărul 101 din 2006 a Serviciului de Salubrizare a Localităților în Republica cu modificările și completările ulterioare, propune. Se propune aprobarea elaborării și termenul redactării strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a salubrizării și gestionării deșeurilor. Primarul Comunei Ungureni, Lecu Bacău, prin aparatul propriu, va aduce la îndeplinire prevederile privinte hotărârii. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al Comunei, primarului Comunei Ungureni, compartimentul de specialitate de cadru primăriei Comunei Ungureni, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Să mergem pe ruta drumul județean 252. Această rută este cu 30 minute mai rapidă decât drumul național drumul și astfel. Scuze asupra materialului. Închideți-l. Nu poate. Vreau să știi. Poate avem. Cine este pentru? Da, îmi l-am dat. Și îmi dă și următor. Tot domnul și proiectul de lucru să vă rog să plecați cu ei. Primarul Comunei Ungureni, ne apăm în vedere. Documentația întocmită de către SCE Helmer CNL cu elementele de identificare a respectivelor zonuri, prevederile legii numărul 7 din 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare, corroborat cu ordinul 700 din 2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare, propune. Se declară bunurile de uz și interes public local și se introduc în domeniul public conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se aprobă întocmirea documentației tehnice în evidențele de cadastru, state funciară a unor de teren identificate în satul Ungureni, Comuna Ungureni, de Tubacă. Se aprobă întocmirea documentației tehnice în evidențele de cadastru, state funciară a unor bunuri identificate pe teritoriul administrativ a satului Ungureni, Comuna Ungureni, de Tubacă, în urma măsurătorilor cadastrale, conform anexei mai sus menționat. Primarul Comunei Ungureni, precum și membrii Comisiei Speciale, pentru întocmirea inventarului domeniului public al Comunei Ungureni, vor lua măsurile de modificare și completare a inventarului domeniului public conform articolului 298 din nou UGR numărul 57 din 3-7-2019. Prezenta hotărârii este în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică în condițiile legii și se comunică prin grija secretarului general al Comunei compartimentelor de specialitate potrivit competențelor persoanelor interesate, primarului Comunei Ungureni, precum și instituției prefectului de Bacău în vederea verificării legalității. Mulțumesc! Mulțumesc! Discuții? Până la vot, cine este pentru? Manifestații? Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, tot domnul Vici. În conformitate cu prevederile, articolul 120 alineatul 1, articolul 121 alineatul 1 și alineatul 2 din Constituția României Republicată,
Articolul 3, articolul 8, articolul 9 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată de la Strasbourg din 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199 din 1997, în temeiul dispozițiilor articolul 129, alineat 2, litera C, alineat 6, litera A, articolul 139, alineat 1, alineat 3, litera G și articolul 196, alineat 1, litera A, privind din ordonanța de urgență numărul 57 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ cu modificare și completări de ulterioare, propune aprobarea constituirii dreptului de acces asupra terenului proprietate publică a Comunei Ungureni de Tubacău, în vederea amplasării de către Delgazgrid S.A. prin SC Electro-Univers S.A. a instalațiilor electrice pentru lucrarea, extindere rețea electrică pentru alimentare pe energie electrică, SPAU, localitatea Ungureni, Comuna Ungureni de Tubacău. Terenul este situat în extravilanul Comunei Ungureni de Tubacău și face parte din domeniul public al Comunei Ungureni de Tubacău, conform HR numărul 18 din 30-4-2020, privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Ungureni de Tubacău unor bunuri imobile, respectiv completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniul public al Comunei Ungureni. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul Comunei Ungureni, instituției prefectului de Tubacău, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii. Mulțumesc. Discuții? Sunt la auzi, țineți pentru? Unanimitate. Aprobați. Trecem la următoarele două puncte instrumentare. Primul punct. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții modernizare infrastructură rutieră în Comuna Ungureni de Tubacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, prin ordine al Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, întocmit de SC Interproiect SRL, investiții derulată prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții, modernizare, infrastructură rutieră în Comuna Ungureni de Tubacău, conform anexei la prezenta hotărâre. Se aprobă devizul general actualizat, aferent obiectivului de investiții, modernizare, infrastructură rutieră în Comuna Ungureni, conform anexei numărul 2. Se aprobă cheltuielile finanțate de la bugetul local în valoare de 3.393.738,24 de lei cu TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor articolului 4 alineatul 6, din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Salini. Reprezentantul legal al investiției este domnul Vibere Vasile, primarul Comunei Ungureni. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Ungureni prin compartimentele de specialitate. Acum, să vă citesc caracteristicile principale ale indicatorilor tehnico-economice. Este faza DALI. Valoarea totală a investiției în lei, inclusiv cu TVA, este de 10.876.760,13 lei, din care C plus M este 9.661.764,15 lei. Cheltuielile eligibile, finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, 7.483.021,89 de lei, iar valoarea finanțată de OAT este 3.393.738,24 de lei. Mulțumim. Discuții? Domnul Dorice? Da. Ăsta, proiectul ăsta cred că este de durată, nu? Va dura până când se... Da, toate proiectele sunt. Da, eu voiam să zic altceva. Dacă se mai poate face ceva, eu știu, la infrastructura rutieră din zona noi, în special în satul Voitești, cum face stânga la Gămani, îi deja are, numai găuri, numai așa, de obicei da, să mă bag, iată ceva. Proiectul de hotărâri discutat, acum aveți ceva, cum vrea și domnul. Nu, la proiectul de hotărâre știu că va fi de durată și asta este. Domnul Ivi, nu am înțeles amplasamentul lucrării. Imediat, amplasamentul este în satele Botești, Bibirești și Ure. Asta înseamnă balastări? Nu. Nu. E vorba de proiectul de infrastructură rutieră, pentru asfaltare. Am înțeles asta. Pe la tine nu se mai poate. Până la vot, cine-ți pentru?
unanimitate. Ultimul punct al ordinii de zi, domnul vice. Având în vedere că Fundul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile contractului de finanțare numărul 13.103.826 din 11.04.2011, iată între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău, adresa RomPres numărul 4.439 din 22.12.2022, înregistrată la sediul ADIS cu numărul 3.968 din 27.12.2022, privind depunerea documentelor necesare modificării ajustării de tarife în realizarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare numărul 180 2957 din 6.05.2015, adresa ADIS Bacău numărul 630 din 7.02.2020, privind convocarea la sediul ADIS Bacău pentru clarificarea unor aspecte care rezultă din documentele depuse, procesul verbal încheiat în urma discuțiilor purtate în data de 16.02.2020, înregistrat la sediul ADIS Bacău cu numărul 783 din 16.02.2020, având număr de înregistrare RomPres 381 din 16.02.2023, adresa ADIS Bacău numărul 1057 din 9.03.2023, privind completarea cererii de majorare tarife, prevederile articolul 28, alinia 10, 11 și 12, articolul 28, alinia 2, alinia 4, litera B, din legea 101 din 2006, din legea Serviciului de Salubrizare a Localităților, termen care a fost depășit la data de 15.03.2023, decizia Consiliului Director a ADIS Bacău numărul 8, din 27.03.2023, din privind analizarea și respingerea cererii de modificare, ajustarea tarifelor propuse de către SC Compania RomPres Service S.A. Propune respingerea cererii de modificare, ajustare și aplicare de către SC Compania RomPres Service S.A. a tarifelor propuse. Pentru termice este domnul Cridoi Ion, având calitate de reprezentant al Comunei Ungureni, în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și articolul 2 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației ADIS Bacău. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la articolul 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc! Discutim? Mai înțeles, nu știu ce se respinge, cum? Ăsta de la RomPres a propus probabil o majorare a prețurilor, exagerat. Păi ei propun și vedeți la serviciu. Toți membrii din asociație suntem de acord cu respingerea propunerii lor. Deci ei propun mărirea taxelor, dar când e vorba de servicii, să strică mașina sau, eu știu, nu-i vremea favorabilă și știți foarte bine că atunci când e vremea urâtă, când plouă, nu puteți să respecte. Sau eu nu-i să respecte. Trebuie să cantete documentat populația cu cubiere pentru selectiv care nu au făcut-o. Spune la vot, cine este pentru?